Sunt bine, pot să spun că sunt la un nivel destul de ridicat, dar nu sunt la cel mai ridicat nivel al meu. Eu lucrez în fiecare zi și muncesc ca să-mi ating din nou nivelul cel mai înalt. Sunt bine și sper să fac o treabă bună aici, la Madrid. Tocmai ai realizat tragerea la sorți, ești mulțumită de adversara ta. Ce crezi că vor face și celelalte colege din România? Da, este un tablou ok, toate meciurile sunt grele aici și jocul jucătoare din calificări va fi foarte acomodată cu terenul, dar și eu mă voi antrena zilnic și sper să trec de primul tur. Celelalte jucătoare, toate au posibilitatea să treacă, sunt meciuri foarte grele, dar sperăm să mergem cât mai departe. Care sunt dezavantajele să joci cu o jucătoare venită din calificări? Nu știu dacă pot să spun că e un dezavantaj. Sunt și avantaje și dezavantaje. Dezavantajul este că ea a mai jucat meciuri aici în acest club. Avantajul este că eu sunt odihnită și ea poate fi obosită din calificări. E cu duș întors. Eu vreau să fiu pregătită ca să îmi fac treaba pe teren. Anul trecut a început practic seria ta foarte bună de la turneul de la Madrid. Ce reprezintă pentru tine turneul de la Madrid și Înseamnă foarte mult. Anul trecut domnul Țiriac mi-a dat wildcard și m-a ajutat enorm, chiar dacă am pierdut în primul tur acolo, mi-am dat drumul la joc și am început să cred în jocul meu și în mine. Înseamnă mult și sper să fac odată și odată să trec câteva tururi aici și să joc un tenis frumos.